facem bagajele ca să mergem cu Juan și José Manuel, un localnic, la un restaurant în munți. Și o să vă arătăm ce peisaje frumoase sunt. Ancuța! Hola! A venit Juan? Hai, Ancuța! Hai acasă! Hai! Hai, Ancuța! Bueno, primero eso. Por si cae una chispita que no... ¿Vale? Vale. 114 days. Para el vino. Matura 140 de zile. And now you will finish the meat to the point you want to eat it. If you want it raw, you can eat it. If you want it more stone, then you will cook it. On a stone? On a stone. Con permiso. Me mandaron un mensaje como que me llamaría un escort. Entonces, yo pensaba que digo, me llamarán para darme hora para Montón o Huesca. This is to avoid the meat get stick. Ah, está bien, ¿eh? Casi no se te pondría mucho humo en el bar, ¿no? Y ya, carne, asarla y a comer. Y la salsa es su plato mejor posible. Dale. ¿Vale? Buah. La cuenta la ha montado. This means that they are really experts. Dale, venga. Y el pollito para la chica, recién sacado de la máquina, ¿eh? Buen provecho. No me hay cuate de ya. Y que comía chiquilla en el Pirineo se comé. Do you understand? Y así se mănâncă, sunt amică și poate mai cresc. Ya ves cuando vuelvo ahí. Oh, de Galicia también. Igual tiene eso... Mamă, cât de bună este, se topește. Ia. Maturată 140 de zile. Nu bun. Pobre vaca. La pobre pollo. Most of the time. Dacă ajungeți în zona Biesca, Asador Casa Juan și mâncați ciuleton de vacă. Este maturat. Extrem de bun. Vă recomandăm. E o localitate mică în Pirinei. Juan spune că asta e o construcție tipică din munții Pirinei. Facem o mică plimbare pe aici, prin Biesca, că așa se obișnuiește în Spania. După masă, Camino. Și aici, la hotel Tierra de Biesca, există restaurant cu astea Michelin. Am găsit cireșe! Bogăție! Și așa, în Spania, 5 euro kilogramul de cireșe, în perioada asta. Mănânc cu mască. Nu. Tirolina. Oh, ia uite, Adelina.
Oh. Esto hay gente que no sabe subir. Tendrías que ser un poco más gordo, ¿no? ¡Hi, Adelina! ¡Hi! ¡Adelina, com! Da igual que te agarres aquí. In China they do it with metacrylate. Yes. Transparent. Yeah. Yeah, mejor. I saw videos. It's more impressive. Grade. Vânt nu poți să înalți drona pentru că este vânt destul de puternic. Totuși sunt munții Pirinei. Câțiva kilometri de graniță cu Franța, în Pirinei. Aici e un hotel, lacul glaciar, iar peste deal este Franța. Acolo cascada se vede, dar mult mai mică din cauza obiectivului wide. Sunt destul de grandioși munții Pirinei. Este foarte frig aici. Nu am insistat prea mult cu drona, că mai aici e un pic mai protejat, dar totuși mai bătea un picuț vântul și cu siguranță nu pot să o ridic acolo deasupra muntelui pentru că acolo e foarte vânt. Totul este închis. Asta e un fel de băile Herculane din România. Da, da, cam așa. E pe ușă că totul e închis până la primul aviz. Da, seamănă cu Herculane. Da. Cu clădiri abandonate, unele dărâmate acolo, nu știu dacă se văd. E o stațiune balneară cu apă termală. Care a fost închisă din cauza crizei financiare. Nici nu știu dacă a funcționat vreodată.